Moringa Dola. Nu iese nimica bine. Zi dacă îl consum regulat. De la droguri și antol la Isus și nutriție. Da, vrem să vorbim astăzi despre constipație. Soringa Dola e exemplu clasic de beizadea care a pornit pe bănuții părinților, pe petreceri și toată lumea mânutele sus, după care s-a gândit el să-și facă o afacere doar a lui. Și nu ceva benign, gen un barbershop sau un magazin de țoale. Gadola s-a apucat de dat sfaturi de nutriție și sănătate fără nicio pregătire în vreunul dintre domeniile astea și nu e doar că face el așa niște filmulețe pe TikTok în care mai explică cum e cu dieta keto. Nu! Fiți atenți! Omul și-a deschis două clinici de medicină integrativă, una în Cluj și una în București. Programul de mentorat costă 1600 de euro și o consultație ajunge la 200 de euro. Puneți untul în cafea, precum o fac eu și o fac foarte mult și o să vezi ce înseamnă starea de sănătate și starea de bine. Adică mai exact, o țeapă pe mulți bani, cum sunt și cursurile de dezvoltare personală. Doar că astea sunt date pe sănătatea oamenilor. Dar cum a început? Fiul al unuia dintre acționarii CFR Cluj, Sorin Gadola, a fost cofondator Antol, doar că în 2017 a fost implicat într-un dosar de consum de droguri și și-a vândut acțiunile pe doar 800 de lei. El zice că din cauza problemelor de sănătate, pentru că da, într-adevăr, s-a îmbolnăvit de boala Crohn, o boală autoimună de colon care e destul de păcătoasă. Diagnosticul final de boală autoimună la colon. Și a început să se documenteze despre un tratament alternativ și medicină integrativă. Omul explică în foarte multe cuvinte cum s-a tratat el fără medicamente și doar prin dieta keto, cum l-a descoperit pe Dumnezeu și cum legumele și fructele nu sunt bune. Faptul că noi consumăm în mod regulat fructe și legume spreiate, cu toxine, cu pesticide, mai repede sau mai târziu ne vom îmbolnăvi. Băi, eu n-aș lua sfaturi de pe internet de la un drogat care nu e doctor și cere bani doar pentru că ceva a funcționat la el. Pe mine fraza asta mă îngrijorează rău, fiți atenți. Eu înțeleg mult mai bine trecând prin toate alea, poate mai bine decât majoritatea doctorilor care au făcut anatomie. Ei, aici avem o problemă, fiindcă în felul ăsta sună discursul lui. Dacă el s-a vindecat prin dieta keto, cu unt în cafea și untură pe pâine, asta nu înseamnă că asta se aplică tuturor și e valabil pentru toată lumea. Ca idee, medicul care l-ar fi vindecat pe Gadola de boala Crohn și care l-ar fi ajutat să-și deschidă clinicile, Holesc, nu are drept de practică. Ce vreau eu să vă zic este că genul ăsta de oameni care au așa un pic de vrăjeală și ți arată că uite la mine a mers, par foarte credibil. Problema e că în afară de experiența personală nu au un backup solid cu studii în domeniu sau cu drept de practică. Și un lucru pe care vi-l recomand e că atunci când aveți vreun dubiu și e foarte bine să-l aveți cam întotdeauna când vine vorba de sănătatea voastră, e să intrați pe registrul medicilor din România. Acolo găsiți toți doctorii cu drept de practică, adică ăia care au niște studii serioase și pot fi trași la răspundere dacă dau vreun rateu.